Vreau să mai citim ceva, un cuvânt, bucuria pe care Dumnezeu dorește să ne-o dea. E atât de sublim, e atât de minunată, e atât de plăcută, încât am vrea parcă așa să rămânem, să ne vedem pentru totdeauna contopiți în El, cu întreaga noastră ființă. El e atât de minunat, e atât de plăcut, aduce sufletului atâta pace, așa o odihnă de plină și o mulțumire lăuntrică, încât sufletul pare a fi că întregul univers e în lăuntul inimii lui. De altfel și cuvântul chiar așa și spune chiar. Ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, care sigur este necuprinsă cu mintea noastră de om, deci mai întâi ea trebuie să fie în lăuntul nostru, în inima noastră. E foarte interesant de știut ce este omul când Dumnezeu l-a creat. Biblia îl prezintă pe om ca fiind templul lui Dumnezeu, adică un locaș pentru Dumnezeu. Când vorbim de Dumnezeul cel nemărginit, ca eu, omul, să fiu un locaș pentru cel nemărginit, îmi pun întrebarea, cum e posibil așa ceva? Vine întrebarea, oare eu ca om mă cunosc? Și iată, sunt și eu pe mine însumi nu mă cunosc. Și nu mă știu încă ce anume a zidit în mine ca eu să pot fi pentru Dumnezeu un locaș pentru El. E foarte interesant de știut acest lucru. Un lucru care iarăși dovedește acest adevăr care îl spun. Uitați-vă, vă rog, afară, oameni care au cucerit împărății, oameni care au ajuns foarte sus, bogați, oameni cu multă slavă, se pune întrebarea, care din acești oameni, din toate timpurile, s-au declarat fericiți și împliniți în tot ce și-au dorit? E vreo unul? Pe nimeni nu am găsit. Biblia ne-l pune pe Solomon în față. Și Dumnezeu a îngăduit ca prin acest om să ne adeverească acest lucru care spun acum. Și îl spune așa ca om. A cerut la Dumnezeu, știți povestea cum este scris, când mi s-a arătat. Și Dumnezeu, fiindcă El a cerut înțelepciune ca să poată să cârmuiască bine poporul, și îți voi da nu numai înțelepciune, și bogăție, și slavă, și așa mai departe. Și, într-adevăr, i-a dat. Și Solomon spune în Cartea Eclesiastului că am dat voi inimii să se bucure de tot ce există aici. Bogăție, slavă, înțelepciune și câte. Și i-a pus la dispoziție femei, nu una, nu zeci, nu 100, 1000, ceva de neînchipuit. Stai și te întreb, dar cum adică? Pe ce era nevoie de atâtea? Prin asta Dumnezeu a vrut să arate că inima omului este atât de... știți, e foarte greu de spus acest cuvânt. Mă duc cu gândul numai la un cuvânt care se spune despre locuința morților, care este atât de încăpătoare, încât niciodată nu zice destul. Și inima omului e așa de largă, e atât de... are vidul acesta care cu nimic nu se poate umple, dar special Dumnezeu l-a făcut pe om așa, ca să fie un loc pentru El, cel atotputernic, cel care, așa cum am spus mai dinainte, care este nemărginit. Și oamenii aceștia simt în sufletele lor tot timpul
cu cât au, vor mai mult să aibă, cu cât ajung mai sus, vrea și mai sus, cu cât cuceresc mai mult, vrea și mai mult. Un singur gând îi determină să facă acest lucru, să-și umple golul, adică să se vadă fericit. Nu de mult acum, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, din America, a spus că e atât de nefericit, cât nu se poate vorbi, o bogăție enormă, cu miliarde de dolari. Și iată-l, el declară că e așa de nefericit. Ce părere avem noi de acest lucru? Eu sunt martor la un lucru care vi l-am spus de atâtea ori. Știți prin ce am trecut noi și am spus și atunci și spun și acum. Atunci când nu mai aveam absolut nimic, eram acolo unde știți că v-am povestit de atâtea ori. Dar pacea și bucuria și fericirea pe care am trăit-o acolo în lanțuri, am spus așa atunci și o spun și acum. Nici cel mai bogat om din lume, nici cel mai mare om al lumii, n-a avut acea pace, acea bucurie, acea mângâiere și fericire cum am avut-o noi în lanțuri atunci când moartea plana asupra noastră, așa o vedeam, dar bucuria era enormă. Nu vedeam aripele morții, ci vedeam iubirea Tatălui Ceresc. Prezența Lui era în așa fel pentru sufletele noastre încât ne uimeam. Și când mai stăm de vorbă așa câte un frate, ne întrebam, zic, oare e adevărat că suntem în pușcărie? E adevărat oare că toate aceste chinuri au ca scop să ne dea gata, să ne aștearnă la pământ? Deci vorbă. Deci iată pentru ce a fost omul creat. Nu pentru bogățiile. Nu. Și Solomon a dat voie inimii. Dar tot el e acel care declară că în tot ce a trăit și în tot ce a gustat din această lume, nu-i decât deșertăciune și goană după vânt. De ce a trebuit oare Dumnezeu să facă printr-un singur om dovada deșertăciunilor acestei lumi, ca noi să învățăm? Mântuitorul Iisus vorbește într-un cuvânt lui Marta. Când Maria, sora ei, sta la picioarele lui Iisus și îi sorbea cuvintele, vine Marta grăbită și îi spune Domnului, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură ca să mă lupt cu tot ce se cere și să fac? Și Domnul îi spune lui Marta, Marto, Marto, de multe lucruri te îngrijești și spre multe te silești. Doar un singur lucru trebuiește. Și îi spune mai departe, Maria, sora ta, și-a ales partea cea bună care nu-i se va lua. Un singur lucru trebuiește, o spune Mântuitorul. Maria și-a ales partea cea bună. Care e acel lucru care trebuiește unui om? Să-L ai pe Hristos în inima ta. L-ai primit pe El. Gândește-te că ce este El, ce este al Lui, El este al tău și ce este al Lui e și al tău. Și asta înseamnă binele desăvârșit, binele adevărat. Iar Mântuitorul Iisus ne spune foarte limpede în Evanghelie după Ioan, acel cuvânt pe care de atâtea ori l-auzim, despre iubirea lui Dumnezeu față de noi. Și Iisus spune acest adevăr, nu spune niciunul din apostoli, ca să cunoască lumea că i-ai iubit așa cum m-ai iubit pe mine. Pe când descoperim în Sfânta Scriptură această dragoste a lui Dumnezeu față de noi, că suntem așa de mult iubiți de Tatăl, precum este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, păi ce poate fi mai minunat ca acest adevăr? Dar asta ca să împlinească tot Scriptura care zice
că Dumnezeu a dorit să aducă pe mulți fii la slavă. Întrebare, în cine își vedea El pe acești fii, cum i-a vorbit și lui Abraham? Sămânța ta va fi ca stelele cerului. Din cine avea să vină această sămânță atât de numeroasă? Din Isaac, copilul pe care l-a făgăduit. Ce simbol avea Isaac? Pe Domnul Iisus, cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus spune limpede, înainte de răstignire, și dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Și când vorbim despre multă roadă, când trecem în Cartea Apocalipsei și în capitolul 7 vedem acolo gloata aia care nu se putea număra, toți îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mână. Și îngerul pune întrebarea lui Ioan, cine sunt aceștia și de unde vin? Și Ioan spune, păi tu știi. Și ei vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele în sângele Mielului și sunt vrednici să intre pe porți în cetate. Gloata care nu se putea număra, îmbrăcați în haine albe. Haina albă reprezintă neprihănirea lui Dumnezeu, pe care o avem în Hristos Iisus, cum se spune la botez. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Asta înseamnă viață de creștin, asta înseamnă nădejde care nu înșeală, dragii mei. O, ce fericiți sunt sufletele acele care au primit cuvântul lui Dumnezeu în inimă. De câtă pace, de câtă mângâiere, de câtă bucurie ai parte. Într-o lume cum se vede, unii ajung bogați, au făcut avere, dar teama de a nu fi omorât, de a nu fi prădat și tot timpul trăiește cu gheața în spate. Deci știu eu, auzim atâtea, vedem atâtea oameni mari, a ieșit din casă, s-a dus la mașină și unul cu un glonte în cap, a căzut mort, altul s-a pomenit și câte și câte, aflăm zilnic. Se pune întrebarea, ăștia care sunt atât de bogați și atât de sus ajunși prin felul cum au gândit ei, au ei pacea pe care o are un creștin? Au ei bucuria pe care o avem noi, cei care l-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața noastră? Ce zice, dragii mei? O, de câtă pace ne bucurăm! De cât har! Simțim în sufletele noastre cum viața lui Dumnezeu se lășluiește în noi. Și cu această bucurie ne trăim viața zi de zi. Și așa de repede trec zilele cum nu se poate vorbi. Ce scurtă ni se pare viața cu Domnul pe pământ. De ce așa? Pentru că pacea și bucuria și mulțumirea pe care o trăiește sufletul în prezența lui Dumnezeu ne face viața atât de ușoară și așa ușor trec zilele de parcă, zicem, cum de zboară așa de iute. Zboară și în curând ajungem la ziua care nu mai apune soarele, la ziua care nu va mai fi nici dimineață, nici seară, ci va fi tot lumină și tot veselie și tot har și tot pace și tot cântec și mulțumire. Și așa va fi la infinit. Cine va fi în mijlocul nostru? Acel care și-a dat viața ca răscumpărare pentru noi. Plecăm din lumea asta mult, cu lacrimi aici, dar avem cuvântul care ne spune, odată ajungi și acolo, El ne va lua pe genunchii Lui și El, cu mâna Lui, ne va șterge lacrimile din ochi. Îi vom simți mâna pe frunte și va trece peste capul nostru cu acele cuvinte pline de mângâiere și încurajare,
și vom auzi din gura Lui cuvintele, scumpule, prin tot ce ai trecut și ai văzut în lume, aici unde ai ajuns, niciodată, nici lacrima, nici durerea, nici vreo altă supărare nu te va mai încerca niciodată. Asta este mântuirea pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi. De aceea suntem bucuroși și suntem fericiți, pentru că Dumnezeu este cu noi. El este acel care ne-a mântuit și suntem fii. Dacă Iisus a mărturisit acest lucru, a fost motivul pentru care iudeii l-au condamnat la moarte, că nu avea voie nimeni să se declare că este Fiul de Dumnezeu. Dar pentru noi, astăzi, acest lucru este o laudă, este o cinste și este o slavă. Și haide să citim ceva, iertați-mă că am rămas tot jos așa, cred că se aude bine, da? În Psalmul 126 se auzim câteva versete. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam, spune prorocul, atunci gura era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Și prorocul spune și, da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi. Și de aceea suntem plini de bucurie. Cum spune prorocul la urmă? Și de aceea suntem cum? Plini de bucurie. O, Doamne! Și să mai auzim ce spune. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război. E vorba de copiii lui Dumnezeu care au avut de suferit, care au fost risipiți și sunt încă multe alte de vorbit în legătură cu acest cuvânt de aici. Ca pe niște râuri în parte de miază zi, adică să vină, e foarte interesant acest cuvânt din acest rând, din parte de miază zi. Haideți să auzim un cuvânt. Când părintele Avraam s-a despărțit de Lot, Lot și-a ales Sodoma. Și acolo i-a fost sfârșitul, în sfârșit. Dar părintele Avraam, după ce s-a avut loc despărțirea, spune cuvântul, și-a ridicat cortul și tot ce a avut și a plecat, a pornit spre miază zi, adică spre lumină, adică spre soare, spre miază zi. Aici cuvântul spune, adu înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în parte de miază zi, ca niște râuri. Fiecare copil al lui Dumnezeu, Iisus a spus acest cuvânt, că cine crede în El, din inima Lui, va curge râul de apă vie, cum zice Scriptura. Când citești psalmii lui David, nu vezi altceva decât niște râuri de apă vie, cuvinte care vin de la Dumnezeu. Apoi spune mai departe, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Deci, iată ce înseamnă a fi în slujba lui Dumnezeu, ce înseamnă a sluji pe Domnul, în ce fel viața se termină și ce răsplătiri te așteaptă. De aceea să fim bucuroși că Dumnezeu este Cel care ne-a chemat la El ca să moștenim împreună cu Fiul Său iubit viața veșnică. Ce frumos, ce har!